Ca în fiecare săptămână, la Hunedoara 1 TV puteți urmări și știri informative utile din diferite domenii, dar și sugestii și recomandări pentru petrecerea timpului liber într-un mod cât mai plăcut. Iată câteva dintre acestea. Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara Deva organizează sâmbătă 24 februarie de la ora 17 în sala mare a Teatrului de Artă din Deva o întâlnire cu reputatul profesor universitar doctor neurochirurg Alexandru Vlad Ciurea, care va susține conferința cu tema Sănătatea creierului și longevitatea. Teatrul Ide Sârbu din Petroșani pune în scenă tot sâmbătă 24 februarie de la ora 18 spectacolul Avarul, adaptare după Molière, o poveste destul de complexă, dar cu atât mai spumoasă a zgârcitului Harpagon, obsedat să-și păzească avuția, iar pentru asta face orice, neglijându-și copiii și prefăcându-se falit. Duminică 25 februarie de la ora 12, tot la Petroșani, Fata Moșului și Fata Babei după Ion Creangă. O poveste cu morală în care bunătatea, hărnicia și dăruirea sunt calități ce nu trebuie să ne lipsească și ar trebui ca în special cei mici să le deprindă. Duminică 25 februarie la Teatrul de Artă din Deva de la ora 11 sunteți așteptați la spectacolul Adevărata Poveste a lui Hansel și Gretel. Iar joi 29 februarie de la ora 19, devastatorii Teatrului de Artă Deva sunt într-un nou spectacol de improvizație. Au reușit de fiecare dată să ridice publicul în picioare, realizând spectacole noi și inedite. Dacă nu optați pentru plimbări în natură sau sporturi de iarnă la munte, puteți merge pe stadion. Corvinul începe meciurile oficiale din 2024, sâmbătă, 24 februarie de la ora 11, acasă, pe stadionul Mihail Klein. Iar adversarul pe care îl întâlnește în etapa 16-a a ligii a doua este CSM Slatina. Și ca de obicei, celor care preferă să-și petreacă timpul liber acasă, așezați comod în fotoliu în fața televizorului, Hunedoara 1 TV le recomandă emisiunea La Izvor de Cântec Drag, realizată de Elis Ursu, în fiecare duminică, începând cu ora 10. În această ediție, invitatul Elisei Ursu este Florin Boita, din Timișoara, iubit de români pentru melodiile sale vesele, dar și pline de tâlc. A, și să nu uităm de Dragobete! Ca în fiecare an, pe 24 februarie, sunteți invitați la Castelul Corvinilor pentru a-l sărbători pe Cupidon în varianta autohtonă. Vă puteți căsători pentru o zi și puteți participa și la ceremonia simbolică de căsătorie pentru o zi care va avea loc în capela castelului. Ce mai? Distracție la maximum!